Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în mediul online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisie din Tulcea și în cadrul întâlnirii de azi vom discuta despre pozițiile unei drepte față de un cerc, matematică, clasa a 6. Reamintim. Se consideră în plan un punct fix O mare și un număr R mare mai mare strica 0. Mulțimea tuturor punctelor din planul dat, aflate la distanța R mare față de punctul O mare, se numește cerc cu centrul în punctul O și de rază R mare. Notăm cu litera C inițiala cuvântului cerc, paranteză rotundă O, centrul cercului, virgulă, trecem R mare, raza cercului în notația noastră. Se consideră în plan o dreaptă notată B mic și un cerc de centru O și rază R mare. Spunem că dreapta B mic este secantă cercului dacă distanța de la punctul O la dreapta B este mai mică decât raza R mare. Am notat cu D mic, paranteză rotundă, O mare, virgulă, B mic și închidem paranteza rotundă, distanța de la punctul O la dreapta B mic. În această situație, dreapta B mic și cercul de centru O și rază R au exact două puncte comune. În figura alăturată am desenat un cerc având centrul în punctul O, o dreaptă B mic care intersectează cercul în punctele A mare și B mare, dreapta am reprezentat-o cu roșu, un punct C situat pe cercul de centru O și rază R, cu proprietatea că AB intersectat cu OC egal punctul M și AB perpendicular pe OC. În mod evident, OC este egal cu raza. Pentru că avem un segment ce unește centrul cercului cu un punct de pe cerc. Deci, acesta, conform definiției cercului, este și are lungime egală cu raza. Deci, în acest caz, distanța de la punctul O la dreapta B mic este lungimea segmentului OM, care în mod evident e mai mică decât R mare, raza cercului. Observație, dreapta B mic este aceeași cu dreapta AB. A doua situație este cea în care spunem că dreapta P mic este tangentă cercului dacă distanța de la centrul cercului la dreapta B mic este egală cu raza cercului. În această situație, dreapta B mic și cercul de centru O și raza R mare au exact un punct în comun. În figura alăturată am desenat cercul de centru O, am reprezentat dreapta B mic cu roșu, intersecția dintre aceasta și cercul de centru O și rază R este formată din punctul A mare, O A mare egal cu rază și totodată O A mare perpendicular pe B mic. Deci, O A mare este distanța de la O la B mic egal cu raza, context în care dreapta B mic spunem că este tangentă cercului de centru O și rază R. În continuare, la 3, spunem că o dreaptă B mic este exterioară cercului de centru O și rază R dacă distanța de la centrul O la dreapta B mic este mai mare strict decât raza R mare a cercului nostru. În figura alăturată, bineînțeles, cercul de centru O și rază R, dreapta B mic reprezentată cu roșu,
Intersecția dintre dreapta B mic și cercul de centru O și rază R este mulțimea vidă. Punctul M mare, un punct de pe cercul de centru O și rază R, astfel încât lungimea OM este egală cu raza și OA intersectat cu cercul de centru O și rază R să ne dea punctul M. OA fiind perpendicular pe dreapta B mic. În această ipoteză, OA reprezintă distanța de la punctul O la dreapta B mic și, așa cum reiese și din figură, aceasta este mai mare strict decât R mare, raza cercului nostru. În acest context, spunem că dreapta B mic este dreapta exterioară cercului de centru O și rază R mare. Ca temă de reflexie, construiți un cerc cu centrul într-un punct O mare din plan, având raza egală cu 6 cm. Desenați câte o dreaptă notat AMI cu proprietatea că e secantă sau tangentă sau exterioară cercului nostru. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!